Salut! Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei la Antena Sport Update. Elias Haralambus a condus primul antrenament la FCSB alături de Mihai Pintili. El va fi antrenorul din acte al lui Gigi Becali, iar Pintili va lua deciziile. Soraana Cârstea a recunoscut că joacă cel mai bun tenis al carierei. Românca e în semifinale la Miami și a urcat 33 de locuri în topul WTA după ce a bătut-o pe Sabalenka. Daniel Boloc ar putea prinde un transfer de răsunet. Presa din Italia anunță că Lazio l-ar avea pe listă pe mijlocașul de la Frosinone. Boloc a marcat un singur gol în acest sezon. Tot de pe site-ul as.ro aflați că Marcel Răducanu a avut un mesaj dur pentru Yanis Hagi. Nu mai are 16 ani să se bage părinții pentru el, a spus fostul mare jucător al Stelei. Și Kylian Mbappé are cel mai mare salariu din Franța. Starul lui PSG câștigă lunar 6 milioane de euro brut. Podiumul e completat de Neymar și Messi. Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul Antena Sport, azi, de la ora 20, la Antena 1. Să aveți o zi cu zâmbet!